Parlamentarii plătiți din bani publici ar trebui să fie în slujba cetățenilor, așa cum au declarat cu fermitate în fiecare campanie electorală. Câți dintre ei respectă însă toate promisiunile? Zilnic analizăm activitatea unui deputat sau senator. La final rămâne să decideți dumneavoastră câți politicieni s-au ținut de cuvânt. Astăzi o avem în vizor pe Lucreția Roșca, aleasă în circumscripția electorală numărul 18 Galați pe listele PSD. Este al treilea mandat al său. Din 2008 ocupă un fotoliu în Camera Deputaților. Este vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și familie. Până în februarie 2018 a fost vicelider al grupului parlamentar PSD. Înainte să ajungă deputat, Roșca a fost consilier local în Galați. Este medic primar în balneologie și recuperare medicală. La fel ca mulți alți parlamentari, Lucreția Roșca are o activitate foarte slabă de la preluarea acestui mandat. 8 luări de cuvânt, 3 interpelări, 40 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. În cei aproape 2 ani de mandat, deputatul din Galați a vorbit doar 16 minute și 8 secunde. Dacă tot nu vorbește în Parlament, măcar ascultă moțiunile opoziției. Cel puțin așa a declarat la o emisiune TV la un post local. Noi, cei de la putere, ascultăm cu atenție și ne notăm. Lucreția Roșca nu a muncit aproape nimic nici în mandatele anterioare, iar presa a taxat-o pentru acest lucru. Potrivit presei locale, deputatul din Galați este cunoscută mai mult pentru contractul pe care îl semnează cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din 2010 încoace și pentru afacerile pe care fiul ei le derulează la umbra Consiliului Județean Galați. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Deputatul PSD Galați a avut până în prezent 2074 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de 60%. Pentru așa zisa muncă prestată în Parlament, deputatul PSD Galați primește o indemnizație lunară de 10.448 de lei. Înainte să ajungă la al treilea mandat, spunea că i s-a cerut să modifice pensiile. Nu a auzit nimeni să fie îndeplinit dorința electoratului. În cealaltă campanie, în 2012, cetățenii galaților, galățenii care mă cunoșteau deja bine, spuneau, doamnă, trebuie să modificați legea pensiei privitoare la grupele 1 și 2, din care în Galați noi avem cam 3.000 de pensionari care erau nedreptățiți de legea în vigoare. Și oamenii ăștia din 2008 așteptau să cineva, un parlament, să modifice un articol de acolo care îi discrimina pur și simplu. Deci acești suntem în 2016. Acum că ne-am lămurit cât a muncit Lucreția Roșca, să vedem care sunt punctele tare ale deputatului din Galați, fidele partidului din care face parte. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: luări de cuvânt în număr mic, propuneri legislative puține, prezență destul de slabă la votul electronic, afaceri din umbră cu statul. Pentru activitatea din acest al treilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 4 deputatului PSD Galați, Lucreția Roșca.